Bine v-am găsit, dragi urmăritori! Cu ajutorul Dumnezeu ne aflăm în duminica 10-a după Rusalii, duminică în care Biserica pomenește minunea vindecării acelui copil lunatic, cum este el numit în Evanghelie, pentru că se pare că fazele lui de boală, de demonizare, erau legate și de fazele lunii. Dar mai poate fi intitulată duminica aceasta 10-a după Rusalii și duminica în care vorbim despre credința care poate muta și munții, pentru că o să vedem minunea pe care o să săvârșește Mântuitorul, nu o face cumva de la sine și independent, ci efectiv cere coparticiparea acelui părinte și până când el nu se, până nu-i străpuns la inimă prin credință, Mântuitorul nu vindecă copilul lui, adică mai întâi îl vindecă pe el de puțină credință și apoi, pocăindu-se, el îl ia cu o părtaj la vindecare și îi face bine și sănătos copilul pentru care veniseră. Dar mai întâi, așa cum e îndătinat în emisiunea noastră, trebuie să dăm citire apostolului din această duminică a 10-a după Rusalii. Un apostol în care Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, la capitolul 4, versetele 9 mai departe, ne înfățișează până la urmă ce înseamnă crucea aceasta a apostoliei, care și ea e legată de credința în învierea Mântuitorului, care sunt cumva roadele credinței în viața apostolului și ce înseamnă de fapt să fii un apostol, ce înseamnă sau cum te poate percepe lumea pe tine ca apostol. Și când citești asemenea lucru, îți dai seama cât de diametral opuse sunt, pe de o parte, lumea aceasta nouă, bisericii instituite de Hristos la cinzecime și cum percepe lumea au demnitățile acestea în societate. Nu mai lungim, dăm citire apostolului din duminica de astăzi. Căci mi se pare că Dumnezeu pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe niște osândiți la moarte, fiindcă ne-am făcut priveliște lumii și îngerilor și oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi însă înțelepți pentru Hristos. Noi suntem slabi, voi sunteți tari. Voi sunteți slăviți, iar noi suntem într-o necinste. Până în ceasul de acum flămânzim și însetăm, suntem goi și suntem bătuți, suntem pribegi și ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâți fiind, binecuvântăm, prigoniți fiind, răbdăm, huliți fiind, mângâiem. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor până astăzi. Nu ca să vă rușinez, vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc ca pe niște copii ai mei iubiți. Căci de ați avea 10.000 de învățători întru Hristos, totuși nu aveți mulți părinți. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos. Deci vă rog să-mi fiți mie urmăritori, precum și eu întru Hristos. Vedeți, de multe ori avem tendința aceasta de a idealiza trecutul. Sigur că începuturile bisericii au fost grele. Sigur că toată perioada aceea până la Constantin, toată perioada aceea de prigonire a bisericii, toată perioada aceea în care se schimbă paradigma lumii, să zicem așa, au fost niște vremuri deosebit de frământate, cel puțin de perspectiva creștină. La vremea respectivă, a fi fost creștin însemna să asumi cu adevărat martiriu. Nu existau beneficii dintre acestea materiale pe care unii le urmăresc.
Deci situația creștinilor era una exact așa cum o descrie Sfântul Apostol Pavel. Și noi și știm cum au sfârșit apostolii prin mărturisire. Se pare cumva că nici astăzi nu mai suntem departe de acele vremuri, pentru că deja suntem într-o paradigmă nouă, care cel puțin în Occident, e numită de multe ori post-creștină. Cam acolo am ajuns și noi, din păcate. La noi lucrurile sunt cumva întârziate, există un delay, o întârziere, dar mică, tot valul acela din apus, încet, încet o să vină și asupra noastră. Vedem deja că din ce în ce mai puțini oamenii aleg calea aceasta de a merge la o facultate de teologie, din ce în ce mai puțini oamenii aleg calea aceasta vocațională de a sluji ca preoț în biserică. Vedem de multe ori că dintre studenții la teologie sunt mulți oameni care au o anumită vârstă respectabilă, au avut o viață și care acum se duc să studieze despre Dumnezeu, tineri mai puțini. Vedem deja faptul că societatea caută din ce în ce mai mult să marginalizeze, să izoleze cumva biserica de societate, într-un fel sau altul. Numai v-aș da oricăruia dintre dumneavoastră reverenda să o luați, să o îmbrăcați și să intrați într-un liceu din zilele noastre. Unde în liceu se face religie, se face, eu știu. Sunt de multe ori copiii noștri, unii dintre ei poate mai scapă și pe la biserică, dar să vedeți numai ce va auzi urechile. Vedem deja dincolo că în Occidentul, despre care v-am spus, că dintr-o dată bisericile care sunt monumente de arhitectură și istorice, nu mai au comunitățile bani să le întrețină și atunci, ca să nu pună în pericol, zice-se, că așa erau, făceau și comuniștii, să nu pună în pericol oamenii, preferă să le schimbe destinația sau chiar să le demoleze. Vedem lucrul ăsta și în Franța, vedem și într alte părți. Asistăm cu tristețe la toate lucrurile acestea. Încet, încet ne apropiem exact de perioada aceasta despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel. Deci, mi se pare că, zice el, încă o dată repetăm, că Dumnezeu pe noi apostolii ne-a arătat ca pe cei din urmă dintre oameni. Ca pe niște osândiți la moarte. Știa el despre ce vor și chiar așa, până la așa au și fost. Fiindcă ne-am făcut priveliște lumii, îngerilor și oamenilor, adică toată lumea, tuturor s-a făcut priveliște. Că noi suntem nebuni pentru Hristos. Cel puțin înțelepciunea lumii, credința înseamnă nebunie. Precum și din perspectiva inversă, în sensul din perspectiva credinței, tot ceea ce lumea săvârșește e nebunie. Este, noi ne-am făcut nebuni pentru Hristos, iată, în biserică la noi existat în viața monahală au fost oameni care s-au făcut nebuni pentru Hristos. Se făceau că sunt nebuni sau că se pare lumea că sunt nebuni. Se făceau ca niște ultimii oameni, așa și trăiau. Saloii despre care, Sfântul Andrei, sunt mai mulți și la ruși, a fost fenomenul acesta. Lumea percepea ca pe niște retardați, ca pe niște... Ei vreau să fie percepuți ca atare. Și ei trăiau în toată smerenia, în toată rugăciunea și de multe ori Dumnezeu lucra prin ei minuni. A te face nebun pentru Hristos, pentru că, într-adevăr, cuvintele Evangheliei par celor din lume ca niște nebunii. Voi sunteți înțelepți pentru Hristos, noi suntem slabi, voi sunteți tari, voi sunteți măriți, noi suntem într-o necinste. Flămânzim, însetăm, suntem goi, suntem bătuți, suntem pribegi. Ne ostenim lucrând cu mâinile noastre. Sfântul Apostol Pavel nu a primit milă de la nimeni, el a lucrat corturi, toată viața lui s-a întreținut. Ocărâți fiind, binecuvântăm, prigoniți fiind, răbdăm. Huliți fiind, mângâiem, am ajuns ca gunoiul lumii. O cuvânt foarte tare pe care Sfântul Apostol Pavel zice că ei apostoli au ajuns ca și gunoiul lumii, ca măturătura tuturor până astăzi, adică un lucru de măturat, de aruncat la gunoi.
cuvinte dure, poate asta ar trebui să le citim noi toți. Toți cei care au poate la un moment dat gânduri acestea de a-L sluji pe Hristos și să ajungă la o demnitate sacerdotală, adică să fie preoți sau episcopi. Încă la noi nu se văd lucrurile astea, încă există această demnitate. Oamenii încă mai respectă, te mai pun în capul mesei, deși noi știm că mai bine fi să alegem locurile mai de jos. Oamenii îți dau cât de cât respectul cuvenit. Dar o să vină vremea când, vă spun o dată, situația respectivă se va repeta. Nu ca să vă rușinez, vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe niște copii ai mei iubiți, căci de ați avea 10.000 de învățători întru Hristos, totuși nu aveți mulți părinți. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos, deci vă rog să-mi fiți mie urmăritor, precum și eu am fost lui Hristos. Îți trebuie multă credință ca să iei nebunia aceasta a Evangheliei și să o trăiești, să o transpui în cum spune aici, ne-a făcut priveliște lumii, oamenilor și îngerilor. Să transpui integral această Evanghelie, această viață nouă. Îți trebuie multă credință, că despre credința asta e vorba până la urmă în Evanghelie și în duminica o credință că există o răsplată, că există o viață veșnică, că noi pentru aia trăim și de aceea ne socotim aici în această viață ca fiind călători, ca fiind trecători. Încercăm să nu ne punem la număr, cum se zice, deși suntem în societate și încercăm să trăim cuvincioși, așa cum se cuvine, totuși noi știm că țara noastră, că împărăția noastră, că locul nostru e la Dumnezeu, Hristos de dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Și atunci, efectiv, gândiți-vă numai, să trăiește Evanghelia în lumea de astăzi, pare de multe ori o nebunie. Și spune Sfântul Antonie foarte frumos în Pateric, zice, că vor veni vremurile când lumea va nebuni. Și dacă nu vei zice ca ei, atunci te vor socoti ca nebun. Să trăiești Evanghelia în ziua de astăzi, integral, să mărturisești pe Hristos și învierea Lui, pare de multe ori ca fiind o nebunie. Mai ales astăzi când, din ce în ce mai mult, normalitatea nu mai e normalitatea pe care o cunoșteam noi, ci lucrurile devin din negru-alb, să schimbă toate lucrurile și noi, efectiv, rămânem ca un ghimpe. Și lumea și societatea, sigur că nu va sta să se înțepe în acel ghimpe, ci va căuta cu tot din adinsul să scape de acel ghimpe. Deci, încă o dată zic, încet, încet, deși suntem într-un delay, vremurile din Occident și vin peste noi. Din punctul de vedere, creștinismul e o religie nu slabă, pentru că nu vorbim despre slabă, dar care nu opune rezistență, pentru că Hristos nu ne îndeamnă să opunem rezistență cu sabia sau să reacționăm așa cum reacționează alte credințe, unde în caz de cineva încearcă să schimbe sau să atace cumva cele legate de credință, aceștia sunt capabili să, în numele credinței și credințele de voi, să pună mâna pe sabie și să se răzbune. Și din punctul de vedere, ați văzut că niște credințe tari. Aici este o credință slabă din punctul de vedere. Adică lucrurile vor veni peste noi și noi nu avem decât să, după ce am dus libertate lumii și după ce am ridicat lumea la civilizație, ia că lumea acum se întoarce cumva împotriva noastră și a bisericii și va veni vremea când a fi un episcop, a fi un preot, o să fie exact așa cum descrie Corintenilor Sfântul Apostol Pavel. Adică să fim gunoiul lumii, măturătura lumii, lepădătura lumii, cum spune el aici. Mergem mai departe și intrăm în Evanghelia Duminicea 10-a și dau citire textului din Matei, capitolul 17, versetele 14 la 23. Și mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de el un om, căzându-i în genunchi și zicând, Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă, și l-am dus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Iar Iisus răspunzând a zis, O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceți-l aici la mine. Și Iisus l-a certat pe demon
și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, i-au zis deoparte, de ce n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns, pentru puțină voastră credință. Căci adevărat grezi vouă, dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntele acestuia, mută-te de aici dincolo și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam de demon nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbătea Galilei, Iisus le-a spus, Fiul omului va să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Și s-au întristat foarte. Aceasta este pericopa evanghelică. Întâmplarea aceasta are loc imediat după minunea schimbării la față în munte a Domnului nostru Iisus Hristos. Ei se întorc din muntele, din muntele Taborului, adică ei Mântuitorul împreună cu cei trei apostoli, cu Petru, cu Ioan și cu Iacob. Și la poalele muntelui are loc această întâmplare, de fapt. Această imagine care e radical diferită de ceea ce au trăit apostolii în munte. Atât de bine le-a fost apostolilor să-L vadă pe Hristos schimbat la față, cu hainele albe ca lumina, pe Moise și pe Elie sunt de vorbă, să contemple cât au putut din dumnezeirea lui Hristos, încât Petru, știți, hai să facem trei colibe. Atât de bine i-ar fi plăcut încât ar fi vrut să imortalizeze, dacă se putea, starea și imaginea respectivă. Deci au avut parte de un extaz, au avut parte de o trăire catartică în munte. Și cum se întâmplă și în Vechiul Testament, cum s-a întâmplat și Moise, de câte ori au mers acolo ca să se întâlnească cu Dumnezeu, să aducă tablele legii, când Moise coboară și vede mulțimea că făcuse vițelul de aur, Hristos coboară cu ucenicii și vede cam ceva de genul aceeași imagine. Adică parcă sus au loc lucruri minunate și jos se întărâtă cel rău, întărâtă pe cei de acolo. De ce erau lucrurile întărâtate și jos, unde erau ceilalți apostoli și mulțimile? Pentru că, iată, vine un om care avea un copil, din copilărie bolnav, avea o formă de epilepsie care ținea cont, v-am spus încă o dată, de fazele lunii. Și pe fondul acelei epilepsii exista și un duh, mut și surd îl numește Hristos, care căuta de multe ori să îl piardă pe acest copil. Vedem că tatăl descrie boala, cum îl scutură, cum face spume, cum că de multe ori cel rău l-a aruncat în apă, în foc, ca să îl piardă. Că el a încercat să-l facă bine, a încercat tot ce putea încerca și nimeni nu a putut să-l vindece. Că a auzit acel tată de ucenicii care fuseseră în prima lor misiune, în care, doi câte doi misiune în care Mântuitorul le dă lor putere ca să vindece și să scoată pe demoni. Și atunci vine ca o ultimă încercare să vadă dacă Hristos și ucenicii pot să vindece copilul, să-l facă bine. El... Atunci când ajunge unde se afla ceata celorlalți ucenici și mulțimea care îl urma, îi roagă pe aceștia ca să îl vindece. Și ucenicii au încercat, pentru că știau ce putere au primit, dar nu au putut. Așa că erau ei înșiși bulversați, contrariați. Cei care căutau să-L prindă pe Hristos în fel și chip, dintr-o dată au avut apă la moară, început să învinuiască, să zică că de fapt toate sunt niște șelăciuni, că cum încercau cei care au răutate, invidie și care căutau să-L prindă pe Hristos în cuvânt sau așa. Mulțimile erau debusolate, știți cum sunt mulțimile, care astăzi strigă Osana, bine este cuvântat cel ce vine în trumele Domnului și mâine sunt influențați la grămadă și strigă toți răstigniți-l, știți. Astea sunt mulțimile și asta e psihologia mulțimilor de atunci și până în veac va fi aceeași psihologie. Și era o mare ceartă, era o atmosferă urâtă. Ucenicii puși la colț, părintele acesta și el îndoit cu copilul bolnav, cei care căutau să-l prindă pe Hristos vociferau, cu siguranță mulțimile erau îndoite. Așa că asta găsește Hristos și ucenicii coboară din munte. Și lucrul ăsta îl și provoacă cumva pe Hristos.
Pentru că există aici un cuvânt dur pe care îl găsim numai aici, pe care îl spune Mântuitorul. Zice, o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Neam necredincios și îndărătnic, adică ceartă pe toți, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Cuvinte dure. Și apoi spune, aduceți-l aici la mine. Și apoi sigur că Hristos nu săvârșește imediat, încă o dată v-am mai spus, minunea, ci intră în dialog cu tatăl acelui copil. E un dialog interesant de urmărit la sinoptici. Pentru că aici aflăm și cum se manifesta boala, de aici aflăm și cum cel rău căuta să-l piardă și că lucrurile se întâmplau de tinerețe și cum el, tatăl acesta, a fost peste tot căutând să-și vinge copilul. Și chiar așa pune problema acel părinte. Adică fiind cumva deziluzionat de faptul că ucenicii n-au putut să facă nimic. Spune Mântuitorului, de poți ceva, ajută-ne, fie-ți milă de noi. Sau dacă poți ceva, ajută-ne, fie-ți milă de noi. Adică este o îndoială acolo. De poți, dacă poți ceva, dacă crezi că poți să ne ajuți cu ceva, ajută-ne nouă. Adică e vorba de o credință îndoielnică, slabă. Există acolo tot timpul un dacă, sau de poți ceva, dacă poți ceva, ajută-ne nouă. O credință slabă pe care o să-l vedem mai un pic mai târziu, după ce se vârșește mânânea, Hristos îi cumva îi ceartă și pe apostoli. Că vedem că după ce se vârșește minunea, apostolii ne întreabă pe Hristos, noi de ce n-am putut să facem lucrul ăsta? Și Hristos îi spune, din pricina puținii voastre credințe. Adică pentru că ați avut și voi puțină credință, pentru că acest soi de demon nu iasă decât cu post și cu rugăciunea. Deci, acel tată cumva își exprimă îndoiala, de poți ceva, dacă poți ceva, adică nu-i ferm convins că Hristos să poată să facă ceva, după ce El a fost încercat toate lucrurile. Și atunci Hristos îl pune la punct și îi spune în felul următor, cât despre a putea, toate sunt cu putință celui care crede. Deci cât despre a putea, toate sunt cu putință celui care crede. Ori lucrul ăsta l-a atins la inimă pe acel tată. Și îl implică, adică Hristos cumva îi spune, dacă ai fi crezut, dacă ai avea credință, ai putea și tu să săvârșești minuni. Și oprimit cumva cuvântul acel tată, vedem că el atunci cade în genunchi Mântuitorului și face o mărturisire unică în Evanghelie, care e valabilă tuturor oamenilor de atunci până... Și el mărturisește, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Adică, pe de o parte, cred, ajută necredinței mele. Adică, cred, dar nu te ajuns. Cred, poate nu cum trebuie. Cred slab. Cred, face o mărturisire. Cred, Doamne, că cred că ești Dumnezeu. Cred că poți să faci minuni. Cred că și totuși, uite, că poate nu de ajuns. Am acolo o îndoială. Am un lucru care mă ține în spate. Nu mă face să mă angajez cu toată tăria mea, cu toată puterea mea. Și atunci, sigur, Hristos încă o dată zic că îl face părtaș și pe tată la minune și pentru mărturisirea aceasta, îndată, Duhul începe să-l scuture pe copil, acesta rămâne ca mort și se săvârșește după aceea exorcizarea. Hristos ceartă acel Duh sur și mut și îi poruncește ca niciodată să nu mai intre în copil. Și ridică și îl dă tatălui său vindecat. Apoi urmează dialogul de care v-am spus cu apostolii și le și spune, iată, că acest soi de demon nu iasă decât prin post și rugăciune. Că de multe ori noi nici măcar atâta credință nu avem încât să ținem post și să ne rugăm. Dar vrem ca Dumnezeu să facă minuni. Dumnezeu să facă minuni. Și nu înțelegem că întotdeauna Dumnezeu ne face copărtași la aceste minuni, este o împreună lucrarea noastră cu Dumnezeu. Că Dumnezeu spune celui care cere minuni, fie ție cum voiești, cum crezi, până la urmă. Dacă crezi, se va întâmpla, dacă nu crezi, nu se va întâmpla.
Și vedem, încă o dată zic, noi vedem că atâta de puțină credință avem încât nu ne mai rugăm. Un lucru elementar sau nu mai postim. Un lucru la fel de elementar. Că până la urmă credința se vede în lucrurile acestea. Cei care postesc, care se roagă, care iartă, care iubesc, care se fac lepădătura lumii, care, exact cum spunea Sfântul Apostol Pavel, huliți fiind, vângâiem, blestemați, binecuvântăm, lucrăm cu mâinile noastre, prigoniți fiind, răbdăm. Aici e vorba de credință. E nevoie peste tot de credință. De o încredințare în cele ce ne sunt nădăjduite. Pentru că mulți dintre noi n-am ajuns încă să percepem, să vedem lucrurile astea cu ochii noștri încă. Și sunt făgăduințe. Așa, de aceea suntem urmașii lui Avram, care și el în făgăduință, prin credință, o sluji lui Dumnezeu. Aceasta este pericopa evanghelică. Toți Sfinții Părinți au văzut în această pericopă evanghelică o icoană a Sfântului Botez. Și mai ales avem un temei aici, simbolic, bineînțeles, la botezul pruncilor. Acest prunc avea duc mut și surd, era de multe ori căutat să fie omorât de către duhurile cele rele. Este adus la Hristos. Hristos îl vindecă, dar e nevoie de coparticiparea Tatălui, în cazul nostru la botezul a nașilor, care ei mărturisesc lucrurile astea în locul pruncului. Și prin credință și prin mărturisirea respectivă, pruncii sunt scoși de sub puterea celui rău și apoi, sigur, sunt făcuți membri ai bisericii. De aceea și botezul la noi începe exact așa, cu o slujbă de exorcizare, de alungarea celui rău. Și apoi toate celelalte lucruri. Deci marea majoritate a Sfinților Părinți au văzut în această pericopă evanghelică o icoană a botezului și un temei pe care încă o dată îl zic, a faptului că biserica botează încă de la început prunci. Credința care mută și munții, iată, e de ajuns să spui, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele și să te încredințești bunului Dumnezeu. Și cât despre a putea sau cât despre a face minuni, toate sunt cu putință celui care crede, cum spune Mântuitorul, cuvântul Mântuitorului. Prin credință poți să și postești, prin credință te poți și ruga, prin credință Dumnezeu de multe ori face minuni, de multe ori Dumnezeu se dă prin credința noastră, prin faptul că stăruim în cerere, în rugăciune, Dumnezeu împlinește cererea noastră, fie ție cum voiești și se întâmplă, sigur, când lucrurile sunt cele care trebuie, cele bune, nu când cerem sau când vrem să facem lucruri contrare bunului Dumnezeu. Atunci nu vorbim despre credință, ci vorbim despre cu totul altceva. Despre asta e vorba în Evanghelia de astăzi. Nu mai lungim. Lucrurile sunt destul de clare din punctul nostru de vedere. Încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt din Pateric, la voia întâmplării. Și am deschis la Ama Sincliticia, deci la o maică. Și citim cuvântul 15. Spusa iarăși, să ne trezvim, căci prin simțirea noastră, chiar și nevoind noi, intră hoții. Căci cum poate casa, din cele de afară mișcându-se fumul, ale cărui ferestre au fost deschise, să nu se înegrească? Iată un cuvânt frumos spus de o maică. Să ne trezvim. Trezvia înseamnă cumva să fim atenți, să fim treji, să fim cu toate puterile sufletești întregi și concentrate, să fim concentrați. Căci prin simțirea noastră, deci prin simțuri, prin văz, prin auz, prin pipăit, prin miros, prin gust, prin toate simțurile noastre, chiar și nevoi noi, deci nu căutând cu din adinsul plăcerile și patimile, ci nevoi noi, intră hoții. Căci cum poate casa, din cele de afară mișcându-se fumul, adică ale cărei ferestre au fost deschise, să nu se negrească. Deci dacă ferestrele sunt deschise și afară este fum, fumul intră pe ferestre și
înnegrește casa, înnegrește tot, pereții, zugrăveala, toate lucrurile acestea. Iată o comparație foarte frumoasă a sufletului. Sufletul e ca o casă, din afară vine fumul. Dacă noi nu suntem treji, nu suntem atenți, nu suntem concentrați, nu contemplăm Dumnezeu, legea Lui și nu voința noastră și obiceiurile noastre de viață, de zi cu zi, nu sunt conforme cu noua viață în care suntem noi, atunci, de afară, prin simțuri, prin ferestrele casei, intră fumul. Și chiar dacă nu rămâne fumul acolo, până la urmă, obiceiul ne face ca casa noastră să fie negrită. Există o negreală, pe care care pune amprenta pe suflet. La fel și noi. Câte vreme nu suntem atenți la simțuri și prin simțuri intră fumul acesta adus de către cel rău, chiar fără voia noastră, fumul trece, poate nu rămâne, dar totuși funinginea se așterne pe sufletul nostru. Și atunci e nevoie de multă trezvie, e nevoie ca atunci când îi fum ferestrele să fie închise, ca să nu pătrundă fumul și noi ca să ne putem păstra cu adevărat sufletele așa luminoase cum le-a făcut Hristos prin tainele bisericii sale. Să dea bunul Dumnezeu ca să ne vedem cu bine și la următoarea emisiune. Doamne ajută!